Andreea Bălan nu a mai rezistat și a spus adevărul despre căsnicia sa, dar și despre atât de mult discutatul divorț de soțul său, actorul George Burcea. Vedeta trece printr-o perioadă foarte tristă din viața ei când vede cum familia ei se destramă pe zi ce trece. Andreea Bălan a spus adevăratul motiv al divorțului. În presă au apărut zvonuri legate de problemele apărute în familia Andreei Bălan și s-a vorbit mult timp chiar și despre un divorț. Timpul a trecut, iar cei doi au întărit prin faptele lor ceea ce se vorbea deja în presă. Au fost postări pe Facebook, declarații și totul a culminat cu părăsirea căminului conjugal de către George Burcea. Acesta a fost fotografiat zilele trecute în timp ce își căra bagajele din casa unde a locuit cu Andreea Bălan și cu cele două fiice ale lor. Actorul a fost văzut când i-a înapoiat Andreei Bălan mașina de care s-a folosit, apoi a fost fotografiat în timp ce își îndesa hainele într-un taxi. George Burcea și-a dus bagajul la un prieten unde locuiește de fapt de ceva timp. Un fan i-a pus o întrebare care a făcut-o să explodeze pe internet. Fanii Andreei Bălan au început să o acuze că nu face nimic pentru a-și salva căsnicia, moment în care a izbucnit. E momentul să pui în balanță tot și să vezi dacă merită să renunți. Mereu ai arătat că ești Andreea cea bună. E momentul să spui ceva, să faci ceva. Ori ai o familie, ori până acum a fost doar despre tine. A fost întrebare de pe Instagram. Vedeta nu a mai rezistat și a spus adevărul. George Burcea o părăsește pe Andreea Bălan și nu invers. Vă rog mult, nu mai trimiteți astfel de mesaje că eu renunț ca și cum totul este la mine. El este cel care nu-și mai dorește familia. A fost răspunsul tranșant al Andreei Bălan. Carmen Hara spune acum că a prezis divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea. Prezicătoarea a spus însă că ea va fi cea care îl va părăsi pe el. În 2016 m-a întrebat cineva, ei chiar erau la început, vorbesc de 4 ani în urmă și prima mea reacție a fost: este o relație de scurtă durată, o relație care nu o să meargă și ea este cea care o să pună punct foarte curând acestei relații, dar vor avea 2 copii. Și exact așa s-a întâmplat. A avut acești 2 copii, dar relația nu avea cum să continue și să supraviețuiască energetic pentru că ei doi, din punct de vedere energetic, nu erau deloc compatibili și iată că compatibilitatea asta și-a spus cuvântul la un moment dat. Nu cred că se poate face nimic la ora actuală, să găsească o soluție ca acești copii să aibă și tată și mamă și să se înțeleagă, să rămână prieteni pentru că asta le rămâne de făcut, a declarat Carmen Hara.